Nativii gemeni și cei care au ascendentul în gemeni. În data de 26 septembrie, guvernatorul zodiei dumneavoastră, Mercur, intră în balanță. Comunicarea va fi mult mai armonioasă, va fi mult mai blândă, mult mai cu tact, cu mai multă diplomație. Deci, în această săptămână, focusul se va muta pe aspecte financiare, să știți că apar oportunități de câștig și cheltuieli neașteptate, dar sunt convinsă că veți ști foarte bine să discerneți ceea ce vă doriți și ceea ce aveți nevoie pentru a nu cheltui în zadar. Pentru că în planeta Venus, care este planeta plăcerilor, a dorinței, în data de 23 septembrie va intra în Scorpion. În această săptămână veți simți dorințe mult mai crescute legate de confortul și de siguranța dumneavoastră. Deci partea aceasta materială cât și emoțională va fi simțită un pic mai agresiv, pentru că Venus pe teritoriul Scorpionului este mult mai pasional, este mult mai dornic să se întâmple lucruri și automat pe dumneavoastră vă va influența. Recomandarea mea în această săptămână este să fiți chibzuiți cu banii, să faceți investiții moderate, să analizați foarte bine situația înainte de a investi banii, iar în relații vă recomand cu mare căldură să fiți deschiși și sinceri cu partenerul dumneavoastră de viață și cu colaboratorii dumneavoastră, pentru că planeta Venus, care este planeta relațiilor, fiind în Scorpion, poate să aducă o ușoară stare de agresivitate, de gelozie, de pasiune, de panică. Și atunci relațiile pe care le aveți, cu, mai ales cu partenerul de viață, poate să intre într-o stare de conflict.